Acesta spune că își dorește să convingă românii să gătească sănătos, românește, acasă, și să folosească mai multe legume proaspete. Bine ați revenit la Bucătăria de Acasă cu Liviu Dragnea. Cred că mă cunoașteți, sper că mă cunoașteți, acum vorbim despre rețete de post. Astăzi o să pregătesc orez cu legume și ciuperci. Este o mâncare care nu este complicată, este o mâncare gustoasă, foarte sănătoasă și foarte hrănitoare, a spus Liviu Dragnea. Acesta spune în descriere și ingredientele. Aceasta a fost rețeta de orez cu legume și ciuperci. O rețetă foarte sănătoasă, foarte gustoasă și, așa cum ați observat, nu este greu de făcut. Vă invit să o faceți și voi. Vă mulțumesc că am gătit din nou, împreună, și până la următoarea rețetă vă urez numai de bine, le-a spus Liviu Dragnea. La final, este de apreciat conținutul plin de informații folositoare, atât despre tehnicile de gătit cât și despre valoarea nutrițională a alimentelor, un lucru care este bine de știut de fiecare român și care nu este predat în școli. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.